Eu am 41 de ani. În viața de zi cu zi sunt jurist la o companie care se ocupă de distribuția materialelor de construcție. Am două pasiuni mari în viață, care acum am toate resursele să mi le realizez. Una este voluntariatul pentru animalele fără adăpost și a doua sunt drumețiile în natură. Și cumva viața mea orbitează în prejurul acestor activități ale mele. Noi mergem acum la așa numită necropolă. Mergem încolo deja al patrulea an, regulat odată la două săptămâni. Am ales anume ziua de duminică din mai multe considerente. În primul rând fiindcă duminică pot mai mulți voluntari și în al doilea rând fiindcă duminică acolo sunt mai puțin lucrători. Bușan! Ei, Rășan! Ei, Bubișan! A venit în coace. Ну, старенький уже, видишь, у него и зубов всех нет. Ei, Bubiță! Ei, frumosule! Ei, Harușanule! Ei! Când venim acolo, e mare, hărmălaie, gălăgie, toți hăm, odată ei deja ne cunosc. Și deja știu că o să fie, azi o să fie ceva interesant și frumos și bun în viața lor. Și e mare, mare agitație când ajungem acolo. Un voluntar experimentat plus 1-2 voluntari mai puțin experimentați merg în volierile de jos, alții în volierile de sus, deci ne împărțim. În general, noi acolo plimbăm câinii, fiindcă mai ales câinii în volierile mici nu-i scoate nimeni de acolo. Și vizita noastră odată în două săptămâni este cam unica lor șansă să iasă la iarbă și să mai vadă altceva decât pereții volierului. Îi hrănim câinii, fiindcă iarăși, da, ei primesc hrană din bugetul municipal, de la primărie. Dar hrana aceea nu este suficientă ca și nutrienți. Noi considerăm că lucrul nostru are un rezultat și are o încununare atunci când măcar un câine pleacă de acolo, într-o familie bună. Здесь есть замечательные собаки, которые очень социализированы и хотели бы жить в семье. И они очень ориентированы на человека, и очень ласковые. Сколько собак отсюда вышли, очень понятливые. Не надо приучать к туалету. Они так быстро привыкают к режиму. Noi, voluntarii, nu suntem niște proști care nu avem ce face și care iacă avem o grămadă timp liber și puteri și nu avem unde să le folosim. Noi, voluntarii, suntem oameni exact ca și toți alții, cu joburi, cu familie, cu prieteni, cu hobby și alte activități. Și venim aici din timpul nostru liber, fiindcă simțim necesitatea să dăruim ceva acestei societăți. Și în momentul în care noi venim încolo, în ziua noastră de duminică, de odihnă, și lucrăm, și, de exemplu, un lucrător stă și irosește timpul neimplicat când-se în activitate, asta nu este ok și asta nu se acceptă. Eu vin să ajut, eu nu vin să fac lucrul tău. De donat se poate practic orice, începând de la hrană, orice fel de hrană, continuând cu textile, orice gen de textile, așternuturi, covare, plapume, haine, orice, continuând cu medicamente de dezinfectare, de deparazitare, până la jucării moi. Cineva odată mi-a dat o pungă cu jucării moi vechi, care copilul s-a sutras să joace cu ele. Le-am dat la câini. Asta a fost așa o bucurie mare acolo. Ei acolo stau toată viața lor închiși în volierul acela. Cât că ați văzut acolo, în volierile mari, sunt câini care niciodată nu scoși de acolo. Nu scoși de acolo din motive de securitatea lor, fiindcă ori îi scoți pe toți, ori nu scoți pe niciunul. Dar pe scoți pe toți nu e posibil. Și ei se plictisesc de moarte acolo. Ei se plictisesc foarte tare. Când e un animal social, un animal deștept, care trebuie să primească întotdeauna informație nouă. Și când le-am dat aceste jucării, a fost așa o bucurie acolo. Au început să alerge toți cu dânțile în dinți și ei unul de la altul și să joace și... Da, ei le-au rupt până la urmă. Dar le-au procurat multe ore de fericire. Odată cineva a donat doi saci, era de la un internat de copii și mi-au dat doi saci cu chiloți. Și mă gândeam că ce o să facem cu ei. Dar acolo, știi cum, mintea voluntarului e foarte inventivă. Acolo am umplut cu chiloții aceia niște cămăși polo și s-a primit niște salteluțe tari bune până la urmă. Așa că... Nu, n-am mai cusut nimic. Noi real le-am
umplut, deci cămăș, le-am legat în noduri mânicile și gulerul și restul am umplut cu chiloții ăștia și le-am întors așa ea și au fost niște saltele perfecte. Deci, real, noi chiar reciclăm acolo, practic, tot. Vase, tot întotdeauna trebuiesc. Vase care nu se sparg, evident. Plastic, metalice, așa. Materiale de izolare, banere vechi. Peliculă. Eu întotdeauna postările mele pun, e ca dacă aveți ceva acasă care nu vă trebuie, sunați și trebuie, poate ne trebuie. Dar e într-o stare bună. Evident, care poate fi utilizabil. Care poate fi utilizabil conform scopului. Normal, că legenii sparte nici nu trebuiesc. Voluntar poate fi persoana de orice vârstă. Voluntarii mai plini de viață și mai puternici și mai în forță și dacă vor sunt implică în curățenie, fiindcă asta e cel mai greu fizic sau la plimbatul câinilor mari și foarte activi. Voluntarii care nu prea au așa posibilități se implică în plimbatul câinilor mai mici sau chiar pur și simplu socializatul. Pur și simplu să te așezi lângă câinile astea alături și să-i vorbești, deja este un lucru enorm, fiindcă nimeni nu-i vorbește câinele ăsta. Și noi nu putem să așteptăm de la acest câine el să aibă un comportament social în momentul în care el stă toată ziua închis în cușca aceea și nimeni niciodată nu-i vorbește. Dar noi doar vrem asta, el să fie social, să fie prietenos. Trebuie noi întâi să fim prietenoși cu ei. Relația între un animal și omul, sau un câine și un om, responsabilitatea întotdeauna stă pe om, fiindcă omul este acela care este mai deștept. Nu poate câinele să organizeze așa viața în oraș, ca să fie toată lumea fericită. Doar omul poate. Dar turmele de câini pe străzi vin numai din responsabilitatea oamenilor. Că nu-i aduci ploaia și nu vin cineva și ne-i aduc nouă și ne-i lasă aici. Asta tot câinii care au fost născuți în ograda vecinului, cum s-ar spune. Привет, давай пойдем гулять! Давай пойдем гулять! Давай гулять! Да, дружелюбная собака. Молодец. Я вообще в волонтерстве уже 10 лет, 5 из которых я занималась кошками, а потом я начала заниматься собаками. Суть нашего сюда прихода волонтеров для того, чтобы собаки уходили домой. Вы знаете, чем мне очень нравится Дана? Она очень самостоятельный человек. Она не грузит. Я, например, тоже такой человек. Я не люблю повышенного общения. Я устаю от людей. Вот я с ней знакома, то есть из 4 лет я в некрополе, значит, сюда прихожу 2 года. Работаю именно, пристраиваю собак отсюда 2 года. Мы всегда очень четко по делу разговариваем. У нас нету никакой прелюдии обо всем и ни о чем, просто по факту. Также в личке мы даже на Фейсбуке не друзья. У нас одна и та же, как говорится, представление о том, куда должны собаки отсюда уходить. Потому что мы можем приходить сюда, убирать за собаками, кормить их очень долго. Но все это бессмысленно, если собака не уходит домой. Это самое главное. Вот конечный результат собаки, чтобы она нашла свою семью. Остаемся у нас? Cum credeți? Normal așa? Stabil? Nu, eu, pur și simplu, vreau să sunt în centru atenției. Și ce înseamnă asta? Vine la mine în braț. Dar e vrei e ca ișa. Pe dânsă trebuie filmat, nu pe mine. Toate sunt culese de pe stradă. Des, când aude cineva că am 15 metri, trebuie, dar de ce rasă? Și eu le spun că este o rasă foarte specială, de la musur, ca se numește. Da. Dar după cum vedeți, sunt toate frumoase, îngrijite și nu arată parcă la musurcă. Fiindcă este un adevăr și mie tare mult îmi place. El despre câini, dar se aplică și la pisici, că viața câinilor depinde de rasa stăpânului. Dacă stăpânul e de rasă și calitativ, atunci câinile duce viață fericită și frumos și îngrijit și le place la toți. Dar dacă stăpânul nu e tare calitativ și nu e tare de rasă, atunci și un câine de rasă arată nu așa cum ar trebui să arate. Iar Nica, care trăiește la părinții mei, eu mă numesc, eu spun că eu sunt stăpânul de weekend a ei. Ea trăiește acolo, fiindcă eu nu pot să-i asigur ei un spațiu de trai aici. Dar în weekend merge cu mine în drumiții. Nica tot a fost pescuită de pe străzi, de pe strada Uzinilor, în special. Și era atât de mică când căpea în palmă. Am încercat să-i găsesc familie, însă ofertele care le-am primit erau gen să meargă să păzească la stână. Sau altcineva vroia, dar dacă garantam că o să fie mică, eu nu puteam să știu cum o să fie, dat fiindcă nu știam cine e mama și tata. Așa că a rămas trăiască la părinții mei și merge cu mine în drumiții. Ultimul weekend am fost în drumiție cu cortul, prima dată pentru Nica și a fost foarte interesant.
Foarte des am obosit, am simțit că am obosit, că obosești de la lipsa de sens. Când îți vine un gând că tot asta nu are sens, când că noi depunem efort, scoatem câinii de acolo, îi plasăm în familie și vin alții. Și iară începi lucruri de la zero cu ei. Și cel mai tare demoralizează când tu te gândești că la sursă nu e rezolvată problema. La sursă eu am în vedere acolo unde câinii se mulțesc, prin ogrezi și prin curțile oamenilor. Și asta e fără sfârșit. E cum ai cu o lingură ai scoate apa dintr-o luntră care se duce la fund. Asta e dacă ne gândim global. Dar dacă ne gândim la fericirea și la viața la fiecare câine în parte, care noi de acolo l-am scos și care l-am păsat în familie și care acum duce o viață fericită, atunci asta are sens.